bază sportivă nouă tip 2 se va realiza în municipiul Motru. Investiția în valoare de 2 milioane de lei va avea 5 terenuri sportive: handbal, fotbal, tenis, volei și basket. Primarul Cosmin Morega a declarat că această investiție este mult așteptată de către tinerii din municipiu. Lucrările au început de astăzi, a anunțat edilul. Va fi o bază sportivă care va avea și vestiare, dacă nu greșesc, undeva la 180 ceva de metri pătrați vestiarele, cu căi de acces pietonale, cu spații verzi, cu terenul propriu-zis pentru cele 4-5 discipline sportive, împrejmuire, iluminat nocturn, alimentare, energie termică pe bază de gaz, apă, canalizare, tot ce este necesar pentru dezvoltarea unei activități sportive la standarde normale în municipiul Motru. Este de așteptat o astfel de bază, avem multe solicitări. În Motru nu există decât o sală de sport mai mare, așa și încăpătoare, pentru activități pe timp mai urât sau, eu știu, pentru anumite discipline sportive organizate de instituțiile de pe raza municipiului Motru. Acesta este un bine venit pentru localitate și am convingerea că va fi primit cu bine de către toți tinerii din zonă, va deservi și cele două instituții apropiate acestei investiții, mă gândesc la Colegiul Coșbuc și la Școala Generală numărul 2, dar va fi pus la dispoziție pentru toți cei care vor dori să facă sport, competiții în municipiul Motru. Modernizarea drumurilor comunale este prioritară pentru primarul comunei Săcelu, Gheorghe Dumitrelea. Edilul a declarat că prin programul Angel Salini a obținut o finanțare de 130 de miliarde de lei vechi pentru reabilitarea infrastructurii rutiere. Prioritare sunt drumurile care devin impracticabile atunci când vremea este una nefavorabilă. Am o finanțare de 130 de miliarde vechi, unde sunt prevăzute 11 km de drum. Totodată la acești kilometri de asfaltare sunt prevăzute podețele care fac intrarea la imobilele din satele respective, iar și pe ambele părți sunt prevăzute rigolele. Românii nu scapă de scumpirile uriașe. Rata inflației se menține la un nivel uriaș. Uleiul, cartofii și lactatele rămân produse pentru care plătim dublu față de anul trecut. Pe de altă parte, deși Banca Centrală prognozează o scădere a inflației spre finalul anului, asta nu înseamnă că vom asista la o ieftinire a produselor. 15,5% este rata inflației în acest moment. Rata anuală a inflației a crescut ușor în luna februarie, la 15,5%, după ce coborâse în ianuarie la 15,1%, în condițiile în care alimentele s-au scumpit cu 22,3%, mărfurile cu 12,7%, iar serviciile cu 10,3% față de februarie 2022, arată datele INS publicate luni. Potrivit realitatea.net, față de ianuarie 2023, în februarie, prețurile de consum s-au majorat cu 0,98%. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la alimente de 1,8%. Rata inflației de la începutul anului februarie 2023 comparativ cu decembrie 2022 este 1,3%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, martie 2022-februarie 2023, față de precedentele 12 luni, martie 2021-februarie 2022, este de 14,9%. Punem punct aici Infoplusului de astăzi. Zi excelentă să aveți! Domina Imobiliare, o nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare, inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum!
alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online! Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.